Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori, să ascultăm un text din Efeseni, din capitolul 5. Efeseni, capitolul 5, începem cu versetul 15. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Ocupăm loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu, seara aceasta vrem să vorbim despre plinătatea Duhului Sfânt. Sunt trei noțiuni care trebuie bine înțelese, ele au legătură una cu alta. Botezul cu Duhul Sfânt, umplerea și plinătatea. Botezul cu Duhul Sfânt este o experiență, umplerea este o acțiune, plinătatea este o stare care rezultă în urma botezului și în urma umplerilor repetate. Aș vrea în seara aceasta despre starea de plinătate să vorbim și să încercăm să răspundem la trei întrebări, întrebări foarte importante. Prima, ce este această stare de plinătate cu Duhul Sfânt? Doi, de ce mi trebuie mie? Ce beneficii mi-aduce mie și trei, cum o pot menține? Toate cele trei întrebări au de-a face cu viața, sunt întrebări practice. Nu este un subiect de doctrină, este un subiect de trăire creștină. De aceea abordarea lui nu va fi în primul rând una așa ca la școală didactică, cum o facem noi la seminar, ci va fi una pastorală, una caldă. Una aplicativă cu caracter de a atinge viața și de a o schimba. Și ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să autorizeze cuvântul lui seara asta, să producă convingeri și schimbări în viața noastră. Prima întrebare. Ce este de fapt starea aceasta de plinătate? Frați și surori, noi nu găsim poate termenul acesta plinătatea Duhului Sfânt, ci găsim de câteva ori în Biblie acțiunea s-a umplut de Duhul Sfânt. Dar s-a umplut de Duhul Sfânt este o acțiune. Închipuiți-vă un pahar pe care îl cufunzi în apă și când l-ai scos din apă, el s-a umplut. Scufundarea lui în apă produce umplerea. Dar paharul acesta umplut trebuie să rămână permanent umplut, pentru că din el se poate răsturna sau poți bea și se golește din nou. Ei, plinătatea se referă la o stare permanentă de umplere, de a fi umplut de Duhul Sfânt. Și chemarea noastră în Biblie nu este în primul rând doar umpleți-vă, ci fiți plini. Și verbul acesta la imperativ are o formă continuă, greu de exprimată în limba română, dar dacă o parafrazăm, ea sună așa, fiți mereu plini de Duhul Sfânt și dacă vrem să punem în termeni substantivali expresia asta verbală, fiți plini mereu, atunci ea ne ajută să ajungem la termenul de plinătate. Plinătate înseamnă fiți permanenți plini de Duhul Sfânt, din punct de vedere, dacă vreți, al limbii noastre. Dar până la urma urmei, înțelegerea termenului nu ne garantează că am înțeles și acțiunea în sine sau starea de permanentă umplere cu Duhul Sfânt. Ce presupune această permanentă umplere cu Duhul Sfânt? Și vreau să spun că această expresie, fiți plini de Duh, este una figurativă, este, dacă vreți, o metaforă. O metaforă sau o figură de stil sau un limbaj figurativ. Și de ce spun lucrul acesta? Din câteva motive.
În primul rând că experiența aceasta a umplerii este una duhovnicească și când trecem de pe tărâmul nostru material, pe tărâmul duhovnicesc, cuvintele nu mai au sens propriu, au sens duhovnicesc sau figurativ. Deci atât că expresia fiți plin de Duh trebuie înțeleasă într-un sens duhovnicesc, într-un sens figurativ, într-un sens metaforic. În al doilea rând, nu numai că experiența ține de domeniul duhovnicesc și schimbă sensul din sensul propriu, fizic, literar al cuvintelor în sens spiritual, ci însuși Duhul spune fiți plini sau umpleți-vă de Duhul. Ori Duhul Sfânt nu este un lichid, nu este un aer ca să umple un pahar sau un balon. Duhul Sfânt este o persoană. Tatăl este persoană divină, Fiul este persoană divină și Duhul Sfânt este persoană divină. Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Și Duhul Sfânt ca persoană, când ne umple, nu ne umple după modelul cum apa umple paharul sau aerul umple balonul, ci ne umple într-un alt fel. Dacă Duhul Sfânt este persoană și este, atunci trebuie să ne așteptăm ca experiența umplerii să aibă nuanțe personale. Adică, umplerea cu Duhul Sfânt trebuie gândită în termeni de relații personale, nu de procent material sau cantitativ, cât la sută e plin paharul, 30%, 50%, 80%, nu! Ci umplerea trebuie gândită în relații, în termeni de relații dintre persoane. Tu ești persoană, ai un trup, ai un suflet, ai un duh. Și Duhul Sfânt e persoană. Și între Duhul Sfânt și Duhul tău se stabilește o relație. Și relația aceasta cunoaște diferite trepte. Atunci când a atins treapta maximă, se spune că tu ești plin de Duhul Sfânt sau ai intrat cu Duhul Sfânt într-o relație de maximă funcționalitate, de plinătate. Ai atins starea de plinătate. Așa aș vrea să gândim umplerea cu Duhul Sfânt și respectiv starea continuă de plinătate cu Duhul Sfânt. Poate că domeniul acesta este mai greu de înțeles, întrucât Duhul Sfânt este o persoană, dar nu e o persoană umană. Aș vrea să-mi permiteți să fac comparația dintre relația dintre două persoane umane. De pildă, cei care sunteți căsătoriți, un soț și o soție, aduceți-vă aminte cândva cea care astăzi vă este soție era poate o străină, apoi o fată pe care ați observat-o și v-a plăcut, apoi prietena, apoi logotnica și apoi soția. Deci relația dintre tine și cea care astăzi este soția ta a cunoscut trepte, din treaptă în treaptă a crescut și plinătatea a atins-o în momentul când te-ai căsătorit și cei doi au devenit una, așa cum spune Biblia. Cei doi vor fi un singur trup. Adică relația dintre tine și soția ta atinge o stare de maximum. Mai mult nu se poate. Din doi să fie numai unul, păi asta înseamnă că cei doi au fuzionat la nivelul emoțiilor, la nivelul gândurilor, la nivelul sentimentelor, la tot ceea ce este uman în fiecare dintre cei doi, au fuzionat în așa măsură încât au devenit una. Și asta înseamnă relație dusă la maximum. Păi frați și surori, și Duhul Sfânt e persoană, e persoană divină, dar e persoană. Și tu poți intra într-o relație cu Duhul Sfânt așa cum poți intra în relație cu soția ta sau cu soțul tău. Și relația aceasta poate cunoaște trepte și treapta de plinătate înseamnă momentul în când tu și cu Duhul Sfânt v-ați unit la nivel de Duh așa într-un fel încât ceea ce vrea Duhul Sfânt vrei tu, ceea ce gândește Duhul Sfânt gândești și tu, dorințele lui Dumnezeu devin dorințele tale, inima lui Dumnezeu devine inima ta și așa mai departe. Aceasta înseamnă starea de plinătate, fiți plin de Duh. A fi plin de Duh nu e atât de mult o experiență de moment, ci este o stare care cunoaște o permanență. Și ca
Ca să înțelegem mai bine starea aceasta de plinătate sau de a fi plin de Duhul Sfânt, vreau să ne gândim și la reversul experienței, adică odată căsătoriți, cei doi au atins nivelul maxim în relația lor, când au devenit una, la nivel de minte, la nivel de emoții, chiar la nivel de trup, dar în același timp trebuie să fim foarte atenți, că mai ales în afara bisericii, cei doi devin una pentru o perioadă de timp, după care, încet, încet, cei doi devin doi, înapoi. Și nu mai vezi că după un timp se duc din jos în mai jos și când îi întâlnești la o perioadă de timp și îl întrebi, ce mai face soția ta? Care-i soție? Eu n-am soție. Cum nu ai soție? Dar știu că te-ai însurat. Da, eu sunt divorțat. Ce se întâmplă în cazul acesta? Relația aceea care cândva a atins cota maximă poate fi dusă din rău în mai rău până când atinge cota minimă care înseamnă deja divorțul. Și vreau să fim foarte atenți că și relația noastră cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt sau relația noastră cu Duhul Sfânt, starea de plinătate, așa cum cunoaște etape de creștere relațională, poate cunoaște și sau trepte de descreștere. Și dacă n-ar exista descreștere sau golire, n-ar fi porunca fiți plini de Duh. Poate unii dintre dumneavoastră ați intrat pe internet, circulă anumite predici cu diferite perspective privind umplerea cu Duhul Sfânt. Eu am ascultat o predică din aceasta, în care unul dintre frați făcea afirmația: odată umplut, pentru totdeauna umplut, adică spunând că umplerea cu Duhul Sfânt nu se poate pierde, ci odată atinsă prin botezul cu Duhul Sfânt, ea rămâne o stare de permanentă, indiferent de felul cum trăiești. Și fratele chiar o și spunea, odată umplut, pentru totdeauna umplut, că doar nu te crapi. Frăților, dar nici soțul, nici soția, care ajung să se certe și să meargă din rău în mai rău până divorțează, niciunul nu crapă. Și totuși relația lor se rupe. Fără să crăpăm, relația noastră poate cunoaște trepte de descreștere și fără să crăpăm, putem pierde starea aceea de plinătate a Duhului Sfânt. Nu Duhul Sfânt se face vinovat, că de obicei într-un divorț, ambele părți sunt vinovate. Din punct de vedere al Duhului Sfânt, El niciodată nu se retrage din relații, din parteneriatul cu tine. Problema este că noi dovedim infidelitate față de Duhul Sfânt și încetul cu încetul coborâm relația la alte nivele. Pentru cei care au trăit cândva experiența botezului cu Duhul Sfânt, nu vreau să vă judec, nu vă provoc la un răspuns cu voce tare. Dar vă rog să vă gândiți sincer și să vă răspundeți doar dumneavoastră. Când ați primit botezul cu Duhul Sfânt, în momentul respectiv, Biblia spune și toți s-au umplut de Duhul Sfânt, în Fapte 2:4. Deci, o primă stare de umplere cu Duhul Sfânt, o primă acțiune când ești umplut de Duhul Sfânt, când relația cu Duhul Sfânt atinge punctul maxim, este exact ca și ziua de nuntă. Pentru prima dată când ești căsătorit, prima zi din viața ta de om căsătorit, e ziua nunții tale. Ei, prima umplere cu Duhul Sfânt se produce în momentul botezului cu Duhul Sfânt. Și acum vă rog, pentru cei care ați trăit experiența botezului cu Duhul Sfânt, în fiecare zi din viață de-a lungul anilor ați simțit aceeași căldură și plinătate în relația cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt? Sau au fost zile când n-au mai mers toate așa de bine, n-ați mai simțit fiorul Duhului Sfânt, n-ați mai simțit cercetarea Duhului Sfânt? Prin seminariile care le avem prin biserici, primesc de multe ori întrebări de genul acesta. Frate, am fost botezat cu Duhul Sfânt acum 7 ani, hai să spunem, am vorbit un pic în limbi atunci la început, dar de ceva ani nu mai vorbesc în limbi. Ce se întâmplă? Am pierdut botezul cu Duhul Sfânt sau a fost veritabil botezul cu Duhul Sfânt? Acestor persoane încerc să le răspund cam în felul următor.
Posibil că ai avut un botez veritabil, autentic cu Duhul Sfânt. Chiar a fost un botez cu Duhul Sfânt, biblic, corect. Dar pierderea vorbirii în limbi poate să fie un semn că relația ta cu Duhul Sfânt a coborât și nu mai ești în starea aceea de plinătate. Plinătatea este o stare, și așa vreau să o înțelegem, care reflectă o relație de cooperare cu Duhul Sfânt care funcționează la cotă maximă. Între tine și Duhul Sfânt totul merge bine, totul merge bine. De fapt, Duhul Sfânt pe pământ reprezintă întreaga dumnezeire astăzi. Când spun că între tine și Duhul Sfânt relația e bună, de fapt spun că între tine și Dumnezeu relația este bună. Că Duhul Sfânt înseamnă cel sau este cel care, dacă vrei să-ți măsori relația cu Tatăl și cu Fiul, în câtă relație de bună ești cu Duhul Sfânt, tot atât de bună și cu Fiul, tot atât și cu Tatăl. Nu poți să spui, eu cu Dumnezeu stau bine, eu cu Domnul Iisus stau bine, dar cu Duhul Sfânt nu prea. N-ai cum. Pentru că oricare ar fi nivelul relației tale cu Tatăl, exact același și cu Fiul, exact același și cu Duhul Sfânt, pe principiul vaselor comunicante. Nu poți, dacă două sau trei vase comunică între ele și torni apă în unul, toate se umplă absolut la același nivel. Cât de plin de Duh ești, atât ești de plin de Domnul Iisus și atât ești de plin de Dumnezeu. Ele reflectă una și aceeași stare. Și atunci, persoanele care spun, nu mai vorbesc în limbi, ce-i cu mine? Trebuie să stăruiesc chiar după botezul cu Duhul Sfânt? Răspunsul la aceste persoane este unul de genul acesta. Tu n-ai pierdut botezul, că botezul este o experiență care intră în istoria vieții tale și istoria n-ai cum să o schimbi. Ce ți s-a întâmplat anul trecut, n-ai cum să dai timpul înapoi să spui, am anulat din viața mea acea experiență. N-ai cum. Experiența botezului rămâne istorie, dar dacă ea, experiența botezului, care produce prima stare de umplere cu Duhul Sfânt, nu este apoi menținută în mod corespunzător și umplerile nu se repetă, experiența botezului cu Duhul Sfânt nu ți ajută prea mult. Nu ți ajută prea mult. Nu că botezul cu Duhul Sfânt nu este important. Botezul cu Duhul Sfânt este foarte important. Dar vedeți că Pavel în înțelepciunea lui n-a spus doar atât, fiți botezați cu Duhul Sfânt. Că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență. Dacă ar fi spus, fiți botezați cu Duhul Sfânt, nu că este lucru simplu, dar odată ce ai fost botezat cu Duhul Sfânt, ai putea bifa porunca, am fost botezat cu Duhul Sfânt, mi-am terminat, de acum pot să mă culc, vorba românului, pot să mă culc pe ureche. Nu mai am nimic de făcut. Dar Pavel spune, fiți plini de Duhul Sfânt. Adică, mențineți relația cu Duhul Sfânt, care ați trăit-o în momentul botezului cu Duhul Sfânt, mențineți-o la același nivel toată viața. Și asta e un lucru extraordinar de greu. Extraordinar de greu. Trecem la a doua întrebare. De ce îmi trebuie mie să trăiesc în această stare de umplere? Ce beneficii mi-aduce ea? De ce ne-o poruncește Pavel? Țin minte, eram odată la un studiu cu tinerii într-o biserică și un tânăr foarte deschis, foarte volubil, așa, intra ușor în discuție cu oricine, zice, frate, sincer, dăm răspuns la o întrebare care mă frământă de ceva timp. Oare de ce tot ce îi place lui Dumnezeu nu îmi place mie și tot ce îmi place mie nu îi place lui Dumnezeu? Mie îmi mai plac fetele, discoteca, poate și anturajele astea mai așa, dar mă cam tem că știu că nu-i plac lui Dumnezeu și mă tem că mă pocnește. Lui Dumnezeu îi place biserica, rugăciunea, Biblia, mie nu-mi plac asta, dar n-am ce face, trebuie să mă duc la biserică, că mă tem de Dumnezeu. Fraților, întrebarea lui m-a zguduit. Știți de ce? Pentru că eu mi-am dat seama că între tânărul acela și Dumnezeu nu există o relație de Duh. Că atunci când între Duhul tău și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, se stabilește o relație, se produce acea scurgere de natură divină, adică tu te faci părtaș firii dumnezeiești. Sau Duhul Sfânt produce în tine acea părtășie
cu natura lui Dumnezeu. Nu devii Dumnezeu, să nu crezi că de acum din om te transformi în semizeu sau în Dumnezeu. Nu! Ci când spune Petru că noi ne facem părtași firii dumnezeiești, vreau să spunem că acțiunea aceasta o produce Duhul Sfânt. Și umplerea cu Duhul Sfânt este garanția sau este cea care ne garantează părtășia cu firea dumnezeiască. Este exact același lucru care fratele Ștefan l-a spus la rugăciune, când umblăm prin Duhul și Duhul produce roada în noi. Ori spunem că Duhul Sfânt produce în noi roada Lui, ori spunem că Duhul Sfânt ne face părtași firii dumnezeiești, spunem exact același lucru. Adică, ce înseamnă asta? Firea ta de om începe să se asemene cu firea lui Dumnezeu în ceea ce privește atributele. Dumnezeu este sfânt, tu începi să devii sfânt. Dumnezeu este drept, tu începi să devii drept. Dumnezeu este bun, tu începi să devii bun. Și nu prin tine însuți, ci prezența Duhului Sfânt asupra ta face, sau relația aceasta a Duhului Sfânt cu viața ta, te face ca tu să fii tot mai asemenea Domnului Iisus Hristos. Și vreau să citesc lucrul acesta, poate cineva se întreabă, este scris așa ceva în Biblie, vă rog să dați voie să citesc din 2 Corinteni, capitolul 3, ultima parte. Căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea sau slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Cine face acțiunea de transformare din slavă în slavă să semănăm cu Domnul Iisus? Prin Duhul Domnului. Duhul Sfânt este Cel care are rolul instrumental. El este, dacă vreți, iertați-mă, dădaca care își petrece zi de zi, noapte de noapte cu noi, ne asistă, ne ajută, ne susține, ne întărește, ne încurajează, ne ridică, doar din oameni răi să devenim buni, din oameni mincinoși să devenim drepți, din oameni lacom să devenim darnici și așa mai departe să semănăm cu Domnul Iisus. Asta e acțiunea Duhului Sfânt. Și asta este primul rezultat sau primul mare beneficiu care îl avem din ceea ce noi numim fiți plini de Duhul Sfânt. Atâta ești de plin de Duhul Sfânt cât roada Duhului Sfânt se vede în tine. Că e tot una, ori ești plin de Duhul Sfânt, ori ai roada Duhului Sfânt în tine, ori te-ai făcut părtaș firii dumnezeiești, acestea toate reflectă în termeni practici una și aceeași realitate. Dacă vrei să știi cât de plin de Duh Sfânt ești, uită-te cât din caracterul lui Hristos ai în tine sau cât din roada Duhului Sfânt ai în tine. Îl aud pe unul, n-am putut răbda, m-a luat gura pe dinainte. Păi, frații mei, asta este o dovadă că umplerea nu este sau nu funcționează întru totul. Avem o relație cu Duhul Sfânt, dar nu tocmai de umplere. Gura nu te poate lua pe dinainte când ești plin de Duhul Sfânt. Și aduc un argument biblic. Iacov spune că mădularul cel mai greu de ținut sub control de către om este limba. Dacă reușim să ținem în control limba, reușim să ne ținem tot trupul sub control. Acum, botezul cu Duhul Sfânt este experiența care produce prima umplere cu Duhul Sfânt. În ziua cinzecimii toți s-au umplut de Duh Sfânt când au fost botezați cu Duhul Sfânt. Care a fost rezultatul? Odată ce primii ucenici au devenit plini de Duhul Sfânt, Duhul Sfânt a luat controlul asupra gurii lor și ei au început să vorbească ceea ce le da Duhul în alte limbi. N-au mai vorbit vorbele lor, ci au vorbit după cum le da Duhul. Duhul a luat controlul absolut, 100% asupra limbii lor și ei au vorbit în alte limbi. Acum, nu trebuie să fim absurzi, să ducem adevărul acesta într-o extremă, să spun că omul plin de Duhul Sfânt vorbește 100% numai în alte limbi. Dar trebuie să admitem adevărul că nu se poate să spui sunt plin de Duhul Sfânt, dar nu mai vorbesc în limbi de 5 ani. Și doi,
Nu se poate să spui, sunt plin de Duhul Sfânt, dar nu-mi pot ține limba sub control. Că ăsta e scopul Duhului Sfânt în relația care o are cu tine. Duhul Sfânt intră în relație cu tine să te ajute să poți ceea ce nu poți. Să faci ceea ce tu nu poți face singur. Spuneam fraților la clasa de ieri că Duhul Sfânt mai este numit Paraclete, Paracletos din greacă. Paracletos înseamnă chemat alături, para alături, kletos chemat, chemat alături. Păi ca Paracletos, Duhul Sfânt vine să stea alături de tine. De ce? Pentru că Duhul Sfânt știe că fără El tu ești nervos, ești rău, te mânii, ești lacom, ești pofticios și cazi. Și îți poate umple Satana inima. Și El vine să stea alături de tine să te păzească de orice cădere și dacă ești slab să te ridice, dacă vine cineva să te rătăcească cu o învățătură mincinoasă, vine să te lumineze, ungerea să te învețe să spună, nu te du acolo, acolo e o minciună. Dacă ai căzut, vine să te ridice. Și dădeam exemplu cu frații. Paracletos, în limba română, e tradus ca mângâietor, dar Duhul Sfânt nu doar vine să te mângâie pe cap. Dacă ești în pădure și te-ai rătăcit și îl vezi pe pădural și îl chem să vină lângă tine, nu-l chem să te mângâie pe cap, să spună, vai ce nenorocit ești, că o să mori aici în pădure. Îl chem ca pădurarul să te ajute să ieși din pădure. Și dacă ai de dus 100 de kilograme, o greutate, și îl chem pe cineva lângă tine, nu-l chem să te plângă de milă că o să-ți rupi spatele când ridici 100 de chile, ci îl chem să prindă de greutatea ta, să te ajute. Și așa e Duhul Sfânt, de asta vine lângă tine. Ăsta e beneficiu care îl ai atunci când menții relația cu Duhul Sfânt la cote maxime. Câștigul nu este în primul rând al Duhului Sfânt, frații mei, că Duhul Sfânt are toate resursele, are toate posibilitățile, n-are nicio lipsă, n-are nicio slăbiciune, n-are nicio problemă. Noi suntem slabi, noi avem nevoie de ajutor. Duhul vine lângă noi cu intenția să ne ajute. Nu noi îi facem mari favoare, o mare favoare Duhului că suntem plini de Duh. Avem noi nevoie de Duhul Sfânt și de plinătatea Duhului Sfânt. Deci primul beneficiu este că Duhul Sfânt, atunci când relația noastră cu El funcționează bine, adică suntem plini de Duhul Sfânt, El produce în mod activ, în mod curent, în mod practic, sesizabil, produce roada Duhului în noi și noi ne putem ține sub control. Ești în trafic, veniți numai la Suceava și o să vedeți. De cumva, din neatenție poate, ai schimbat banda, îndată te claxonează cel din spate, te înjură. Dacă cumva ești tentat să-i răspunzi că poate ai avut dreptul, poate el ți-a tăiat calea și intră în fața ta și pune frână și el te înjură. Tot el e vinovat și tot el te înjură. Și atunci poate-ți vine și tu să-i dai o replică. Și Duhul Sfânt are rolul ăsta. În chiar secunda aceea vine și ți-aduce liniștea, calmul, în loc de nervi, îți aduce înfrânare, îți aduce răbdare și poate îi faci din mână, poate pleci capul în semn, da, Domnule, du-te mai departe, n-am nimic cu tine. Ăsta e Duhul Sfânt. Strigă la tine soția, te gândești, uai, dar eu sunt bărbat, uai, dar mă tratez ca pe copilul tău și îți vine să-i întorci. Și în minutul acela, în secunda aia, vine Duhul Sfânt și îți aduce așa o liniște și un calm și te gândești, beata de ea, poate e obosită, poate e exasperat-o copii, poate la serviciu a avut o zi grea, e un vas mai slab, eu sunt mai tare, eu trebuie să duc greul casei și eu l-am lăsat mai mult greu pe ea, beata de ea, scumpa de ea. Și nu te mânii, nu-i răspunzi, o înțelegi. Dar cine face asta? Carnea noastră? Din natura noastră suntem noi așa de buni prin naștere? Nu. Asta înseamnă să fii părtaș naturii divine. Asta înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. 2. Plinătatea Duhului Sfânt ridică nivelul experiențelor noastre cu Dumnezeu la o cotă maximă. Fraților, experiențele cu Dumnezeu aduc o bucurie și o stare de nedescris.
Cei care le-au trăit știu despre ce vorbim. Și vreau să spun un lucru. Ia uite foarte mulți credincioși din zilele noastre care spun, nu știu, Domnule, că asta toată ziua visează, toată ziua cu Dumnezeu, se întâlnește cu Dumnezeu, îl aude pe Dumnezeu. Ce eu drept să spun eu de ani de zile? N-am avut, nu știu, oamenii ăștia cred că visează că se întâlnesc cu Dumnezeu, că Dumnezeu le vorbește, că Dumnezeu îi călăuzește, că Dumnezeu le spune. Dumnezeu e în cer cu treaba Lui, noi pe pământ cu treaba noastră și tot atâta. Domnul mi-a zis, m-am întâlnit cu Domnul. Unii nici nu pot înțelege noțiunea de experiență cu Dumnezeu, deși sunt creștini. Sunt un fel de creștini care au impresia că noi ne trăim viața noastră pe pământ cu problemele noastre, în timp ce Dumnezeu este foarte ocupat cu treburile Universului în cer. Că doar cerurile cerurilor și mii de planete și mii de galaxii și de corpuri cerești, toate le ține Dumnezeu în mâna Lui. Are Dumnezeu de acum grijă ce beau eu, cu cine mă cert eu, unde mă duc eu duminică, chiar până acolo coboară Dumnezeu la aceste detalii. Intră Dumnezeu în experiență cu noi, oamenii? Dar cine suntem noi să ne dăm așa de importanți, să pretindem că Dumnezeu are timp de experiențe cu noi? Gândesc unii și gândesc foarte greșit. Pentru că Dumnezeul nostru ne-a creat ca să aibă o relație cu noi și să avem experiențe cu El. Țineți cont că înainte de a cădea Adam în păcat, în fiecare dimineață, Dumnezeu avea părtășie cu Adam, se întâlnea cu Adam. Dumnezeu avea tot atâtea planete, tot atâtea corpuri cerești de întreținut și pământul era populat cu tot felul de păsări, de ființe și de toate, toate erau create. Și Dumnezeu avea timp să stea de vorbă cu Adam și Adam era singurul om de pe pământ care trebuia să îngrijească de toată planeta aceea, dacă vreți. De grădina Eden, eu zic, tu să păzești, tu să o îngrijești, dar pentru că Adam încă nu căzuse în păcat, prima lui clipă de dimineață, cum deschidea ochii, o petrecea în părtășie cu Dumnezeu. Noi probabil la primele minute când ne trezim, chiar primele minute n-am timp, prima dată sună ceasul, sună telefonul, trebuie să sar, trebuie să rezolv cu tare, să fac cu tare. Fraților, dacă pentru o singură zi am putea trăi în starea care a avut-o Adam înainte de cădere, am rămâne surprinși că primele momente din zi le-am petrece pe genunchi în rugăciune și în citirea Bibliei în părtășie cu Dumnezeu. Că așa ne-a creat Dumnezeu, pentru părtășie cu El. Și pentru că Dumnezeu este așa cum este dintotdeauna și în El nu este păcat, El dorește această părtășie cu noi. În El nu s-a schimbat natura, nu s-a pervertit natura lui Dumnezeu să nu-și mai dorească părtășia cu noi. Problema este a noastră, că prin căderea în păcat, natura noastră s-a întors cu susul în jos. Și acum, în loc să ne dorim părtășie cu Dumnezeu, ne dorim să fugim de fața lui Dumnezeu. Ca oameni, nu ca și creștini plini de Duhul Sfânt, ci ca oameni. Și sunt atâția oameni care trăiesc pe pământul acesta și ar fi foarte bucuroși să nici nu existe Dumnezeu. Și ar fi foarte bucuroși ca Dumnezeu să-L lase în pace, niciodată să nu-i întrebe nimic, nici cât trăiești și nici după ce mor. Dar așa ceva nu se poate. Mi-aduc aminte, eram odată într-o biserică, în afara țării, și s-a citit Psalmul 139. Și nu știu, eu nu prea pun întrebări așa în sală, dar atunci am pus o întrebare. Fraților, sincer, vă convine că ochii lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu e peste tot? Și unii au spus da, și unii au pus capul în jos. Nu tuturora le convine că Dumnezeu este prezent. Ei, starea de plinătate cu Duhul Sfânt este cea care te face să-ți convină că Dumnezeu e cu tine și lângă tine mereu, intră în relație cu tine și îți dă voie să le experimentezi. Să-L pui la încercare, să-L pui la probă, să-I ceri ajutorul, să te rogi. În lucruri foarte mici sau în lucruri mari, deopotrivă. Acum auzeam, de 2-3 zile în urmă, o familie are o fetiță de vreo 7-8 ani cu niște probleme. O noapte n-a dormit absolut deloc. Mi-e frică, mami, mi-e frică, nu pot adormi. A doua zi, când a venit iar seara, mama fetiței o sună pe o altă soră și spune, nu știu ce să mai fac, uite, fetița mea are niște probleme. Sora aia zice, cum adică nu știi ce să faci?
tu ești acolo, eu sunt la mine acasă, ne plecăm pe genunchi, ne rugăm ca Domnul să-i dea somn fetiței. Știți ce s-a întâmplat? A pus fetița capul pe pernă, a adormit și până dimineață nu s-a mișcat dintr-o parte în alta măcar. Nu s-a învârtit de pe o parte pe alta. Ăsta e Dumnezeu pe care îl experimentăm. O experiență extrem de mică, dar pentru o mamă care noapte de noapte se chinuie cu o fetiță care nu doarme și dintr-o dată doarme 10 ore, nici nu se mișcă de pe o parte pe alta, nu poate să nu recunoască că acolo a fost Dumnezeu la lucru. E o experiență cu Dumnezeu. E mică pentru noi când o auzim, dar e mare pentru mama aceea care se chinuie de atâta timp cu fetița. Asta înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt. Adică, atunci când îi spui, Doamne, ascultă-mă, Dumnezeu să te asculte și să-ți răspundă. Aud pe unii care zic, m-am rugat și eu, frate, dar n-am primit niciun răspuns. Păi, frații mei, câteodată răspunsul nu vine la urechea de carne și nu vine sub forma unui cec care îți bate la ușă și spune poftim banii. Nu! Câteodată răspunsul vine în timp ce stai pe genunchi și Duhul Domnului vine în Duhul tău și îți vorbește și îți spune. Noi de foarte multe ori vrem ca răspunsul să ne-l trimite Domnul la urechea de carne prin proroci. Nu-i greșit nimic să apelăm ca Dumnezeu să ne vorbească prin proroci, că de asta Dumnezeu a lăsat ca bisericile să aibă proroci. Dar vreau să spun un lucru. Același Dumnezeu, care ne poate vorbi prin proroc la urechea de carne, vrea ca noi să avem o relație de la Duh la Duh și să ne vorbească în Duhul nostru la urechea Duhului și să le experimentăm pe Dumnezeu în lăuntru nostru. Dar n-ai cum să le experimentezi pe Dumnezeu în lăuntru tău dacă tu stai într-o relație proastă cu El, dacă nu ești plin de Duh, dacă prezența Lui nu o trăiești efectiv, dacă nu beneficiezi de această plinătate. Deci, de ce îmi trebuie umplerea cu Duhul Sfânt? Pentru că ea ridică nivelul trăirii mele la experiențe reale cu Dumnezeu care mi-aduc multă zidire, multă rezolvare, multe beneficii. Fiecare experiență, experiențele cu Dumnezeu, frați și surori, nu sunt gratuite, nu sunt spectacole ca la urmă să batem din palme, ci sunt, experiențele sunt întotdeauna soluții ale lui Dumnezeu în situații imposibile pentru noi oamenii. Și când nu mai poți și trăiești o experiență cu Dumnezeu și El te scapă, păi cum să nu te bucuri, cum să nu plângi, cum să nu-ți dorești plinătatea Duhului? De asta avem nevoie de plinătatea Duhului. Și aș vrea să mai spun o mare binecuvântare sau un mare motiv pentru care ar trebui să ne dorim plinătatea Duhului Sfânt. Frați și surori, noi trăim într-o lume în care sunt și oameni buni, sunt și oameni răi și deasupra noastră, în univers, sunt și duhuri bune sau îngeri buni, dar sunt și răi. Și în lumea asta în care trăim, spune cuvântul lui Dumnezeu, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, domniilor, stăpânirilor care sunt în locurile cerești. Vă rog să vă aduceți aminte că Domnul Iisus a rostit niște cuvinte pe care de multe ori frații mi le pun sub formă de întrebare. Frate, cum e aceea cu casa aceea goală, măturată, curată, că dacă cineva se pocăiește, casa lui devine curată, măturată, dar după aceea, dacă casa este goală, vine duhul ăla rău din nou și dacă vede că acea casă este goală, mai ia 7 duhuri mai rele, intră în omul ăla și starea lui devine de 7 ori mai rea decât starea dinainte de a se pocăie. Cum e asta? Noi nu avem toate detaliile în Biblie, dar în mod practic, acea vorbire a Domnului Iisus Hristos are de-a face cu plinătatea Duhului Sfânt. O casă goală înseamnă omul convertit, iertat de Domnul Iisus Hristos sau iertat de Dumnezeu și curățat prin sângele Domnului Iisus, înseamnă casa făcută curată, măturată, păcatele iertate, în ochii lui Dumnezeu socotit neprihănit, socotit drept. Dar odată socotit de Dumnezeu drept, tu trebuie să înțelegi că ai nevoie să lași ca o altă prezență spirituală să-ți umple viața ta. Până când ești în lume, care e prezența spirituală care te controlează, care te insuflă și care îți călăuzește mintea și deciziile? O citesc din Efeseni, din capitolul 2. Uitați-vă ce spune Pavel. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnii puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum
în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinoară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din firii copii ai mâniei ca și ceilalți. Recitesc. După, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Vine o modă. Și dintr-o dată vezi că toți tinerii sau toți cetățenii se conformează așa. Că e vorba de îmbrăcat, că e vorba de vorbit sau de, știu eu, un hobby sau de ceva. Și te gândești, cum e, măi, noi la biserică predicăm și încercăm să creăm deprindere evlavioase și nu știu ce, și după ani de zile rezultatele uneori se văd sau alteori nu? Și moda asta apare și în două săptămâni de zile toți se tun la fel, toți se îmbracă la fel, toți scuipă la fel pe stradă. Cum, Domnule, e posibil așa? Cum? Păi oamenii aceștia din lume nu o fac de capul lor și n-au nevoie de un învățător de carne să-i învețe cum și ce să facă. Pentru că, spune, ei se conduc după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Acum, în cei de pe stradă, care se droghează, care vor căsători bărbat cu bărbat și femeie cu femeie, acum în ei lucrează duhurile rele. Căpetenii, domnii, stăpâniri lucrează în viața lor. Nu înseamnă că ei sunt demonizați ca și cei din Gadara. Ei nu stau în cimitire. Ei poate sunt șefii noștri de la lucru, poate sunt directori sau poate conduc un autobuz. Dar în ei lucrează Domnul puterii văzduhului, duhurile răutății. Atunci când te convertești, convertirea îți aduce nu numai o decizie juridică, din păcătos ești socotit drept, ci îți aduce și o eliberare de robia aceasta a celui rău. Uite ce spune Pavel în Galateni. Citesc despre Galateni să vedem cât de reală este această eliberare. 1:4, El, Domnul Iisus, s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Deci El ne smulge din veacul ăsta rău și, practic, ce înseamnă această smulgere? O explicăm tot în Galateni 4, versetul 8. Odinioară, că nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce, din firea lor, nu sunt dumnezei. Deci când nu-L cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din fire nu sunt dumnezei. Dar ce sunt? Că nu sunt nici oameni. Nu-s dumnezei, că Dumnezeu e unul singur, nu-s oameni, locuiesc în locurile cerești, dar ce sunt? Sunt duhurile ale răutății. Cei din Efeseni 2. Și Pavel spune, erați robiți și El v-a smuls din această robie. Și când te-a smuls din această robie, în timp ce Tatăl încerce să o coate drept și neprihănit, aici pe pământ tu ești eliberat de înrobia diavolului și a duhurilor care stăpâneau mintea și inima. Și tu ai nevoie de acum ca altă persoană, care nu-i dintre oameni și nici măcar dintre duhurile, ci Dumnezeu, Duhul Sfânt, să-ți umple viața și inima. Și Petru îl întreabă pe Anania, Anania, cum de ți-a umplut satana inima? Păi în loc să-i umple Duhul Sfânt, inima i-a umplut satana inima. Ce a făcut? Rezultatul a fost, a spus o minciună care l-a costat viața. Deci observați de ce avem noi nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt? Că dacă noi, casa noastră duhovnicească este goală și relația noastră cu Duhul Sfânt o ducem foarte, foarte jos, atunci casa noastră rămâne goală și pot să vină alte duhuri să ne umple casa. Fraților, în bisericile din Apus, în mod special, din America, sunt teologi care susțin că toți creștinii sunt încă posedați de duhuri rele. Eu resping în mod categoric o astfel de doctrină, o astfel de învățătură, o consider nebiblică. Dar în bună măsură ei aduc argumente și practice și la nivelul practicii ei au dreptate. Că sunt creștini care când se convertesc primesc iertare de la Dumnezeu, sunt socotiți neprihăniți,
Domnul Iisus se eliberează de suprobia demonilor și ei devin liberi. Dar casa lor rămâne goală, ei nu mai sunt umpluți de Duhul Sfânt și ei devin din nou prada duhurilor. Și când se uită învățătorii aceștia la ei, spune: domnule, păi uite, ăsta e în adunare, cântă la cor, uite, ăsta predică, uite, ăsta e diacon, uite, ăsta e cutare, uite, ăsta e cutare, și toți se plin de duhuri. Și s-ar putea să aibă dreptate. Pentru o casă rămasă goală, s-ar putea din nou să fie umplută, așa cum lui Anania i-a umplut satana inima, așa cum în Iuda a intrat satana, sau așa cum Domnul Puterii Văzducului lucrează acum în fiii neascultării care nu sunt creștini. Și controlul ăsta al diavolului prin milioanele de duhuri asupra vieții creștinilor de astăzi, de multe ori îl vedem cu ochii noștri. Vedem creștini care nu mai sunt conduși de Duhul Sfânt, nu mai sunt călăuziți de Duhul Sfânt, ci de alte duhuri, care produc în ei mânie, răutate, beție, și de asta se spune duc de mânie, duc de curvie, duc de răutate. De ce? Pentru că anumite duhuri din înălțimi iau din nou stăpânire asupra minții și asupra inimii și produc așa o presiune psihică și mentală, încât omul zice: nu mai pot, domnule, ori mă duc în iad, ori nu mă duc în iad, dar eu nu mă pot abține. Și merge din nou în vechile lui păcate și te întrebi cum e posibil, că el a fost curățat cumva. Și spune Petru: câinile s-a întors la ce a vărsat, scroafa s-a întors la mocirila din care a ieșit. Cum e posibil așa ceva? Să fii spălat, să fii curățat și pe urmă să-ți placă din nou mocirila? Cum e posibil? Păi cum e posibil, fraților? Casa a rămas goală și Domnul Puterii Văzduhului a început din nou să bombardeze mintea și inima unor oameni a căror casă este goală, nu-i plină de Duhul Sfânt, și ei cad din nou pradă robiei acestor duhuri. Nu sunt demonizați, dar sunt controlați la nivelul minții și a inimilor și a deciziei, exact cum sunt controlați oamenii din lume. Recitesc încă un verset din Efeseni 2, tot de aici, spune versetul 3: între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftile firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din firii copii ai mâniei ca și ceilalți. Vedeți ce spune Pavel? Și noi eram așa ca și cei din lume în care acum lucrează fiii neascultării. Și ce făceam? Cum trăiam? Făceam poftele noastre, ale firii noastre, mintea noastră. Nu-l auzi pe tânărul de azi? Așa vreau eu, așa gândesc eu. Și nu numai pe tânăr, și bătrânii spun așa. Și eu sunt bătrân și de multe ori sunt ispitit să spun: mai lasă-mă în pace, așa cred, așa vreau, așa trebuie să facă. De multe ori bătrânii sunt mai pretențioși ca tinerii, ca să se facă numai voia lor, că au impresia că știu mai multe. Și se poate ca uneori aceste gânduri care sunt în noi să vină de la cel rău, exact, și nouă ni se pare că facem voia gândurilor noastre. Dar voia gândurilor noastre e exact, ca să dau un exemplu, închipuiți-vă că un tată are un băiețel de vreo 2 ani, pune un ban pe masă, tata bagă magnetul pe sub masă și spune: vrei să vezi că banul ăsta fuge cum îi zic eu? Și spune: banul le iau în dreapta, și cu mâna merge cu magnetul și banul se duce în dreapta, banul le iau înainte, și trage magnetul și banul se duce înainte. Și copilul: e extraordinar, dar cum te ascultă banul ăsta, tată? Cum te ascultă? Păi cum te ascultă? Este o forță care îl duce pe banul respectiv. Sigur că noi suntem persoane umane cu voință, dar voința noastră poate fi penetrată de voința duhurilor rele, pentru că duhurile rele nu sunt carne. Și voința noastră, chiar dacă noi trăim într-un trup de carne, este expresia sufletului și a Duhului în fuziunea lor. Și Duhul și sufletul nostru poate fuziona ori cu Duhul Sfânt, ori cu alte duhuri. Și duhurile produc influență, așa cum Duhul Sfânt îți poate aduce o stare de pace, o stare de liniște, roada Duhului Sfânt îți poate aduce o descoperire, o vedenie, așa duhurile rele îți pot produce mânie, răutate, beție. De asta se spune duc de mânie, duc de cutare, adică un duh care bombardează mintea și voința ta în așa fel încât nu te poți abține până nu faci păcatul respectiv. Ei, plinătatea Duhului Sfânt îți asigură biruința în lupta asta spirituală cu duhurile răutății. Și asta este un lucru extraordinar, să știi că nu ai de luptat tu cu carnea ta, cu duhuri care nu sunt de carne și care sunt puternice. Să știi că este cineva în tine care e mai tare decât cel rău
și că acesta e Duhul Sfânt și că tu ai o relație cu El și că El te păzește și că nu ești o victimă, nu ești la cheremul Lui, nu te va trânti în gard, nu te va trânti de pe calea credinței, nu vei muri că ți-a pus El la cale un lucru rău, ci că tu ești în mâna lui Dumnezeu, că Duhul Sfânt te călăuzește, că atacurile diavolului asupra minții și asupra inimii tale sunt protejate de acțiunea Duhului Sfânt asupra minții și asupra gândurilor tale, că Duhul îți umple viața, că tu simți, ai sensibilitate spirituală, simți când este vorba de un război spiritual, te împotrivești diavolului, Duhul Sfânt îți dă putere și ești biruitor. Asta înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt, frați și surori. Și acum vreau să trec la a treia întrebare. Cum putem menține starea asta de umplere? Noi trebuie permanent să fim în această plinătate a Duhului Sfânt. Unii pornesc de la acțiuni pozitive, adică de la acțiunile alea de umplere. În urma unei umpleri, ești plin sau ai stare de plinătate. Este foarte adevărat că pentru a fi mereu în stare de plinătate, ai nevoie de umpleri, umpleri și umpleri repetate. Noi avem o expresie, un singur botez cu Duhul Sfânt, mai multe umpleri pentru a rămâne în stare de plinătate. Dar, ca să menții starea de plinătate cu Duhul Sfânt, trebuie să începi cu altceva. Întâi trebuie să te uiți când, unde și cum, prin ce acțiune, prin ce vorbă, prin ce faptă, prin ce cugetare l-ai întristat pe Duhul Sfânt și ai stricat relația cu El. Și după ce refaci relația prin pocăință, prin mărturisirea păcatului, după aceea treci la acțiuni pozitive de umplere. Și uitați-vă, lucrul acesta ne spune foarte clar Pavel aici în Efeseni. El în Efeseni, în capitolul 4, deci puțin înainte de textul care l-am citit eu și care spune fiți plini de Duh, în Efeseni, în capitolul 4, are versetul 30 care spune să nu întristați pe Duhul Sfânt prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Adică nu-L întrista pe Duhul Sfânt, nu strica relația ta cu Duhul Sfânt. Te-ai căsătorit, ești numai bucurie, totul e bine, numai că într-o zi îți întristezi soția. Și dacă ți-a întristat soția și ai lăsat-o întristat și ai plecat la servici, soluția nu este când vii de la servici să-i arunci așa un buchet de flori prin ușă. Poate uneori merge, dar poate că soția mai degrabă ar aștepta să te duci la ea să spui, draga mea, am greșit, te rog frumos să mă ierți și întâi să refaci relația cu ea și pe urmă să treci la acțiunile alea pozitive care exprimă dragostea din relația cu ea, să-i dai buchetul cu flori. După ce ți-ai cerut iertare de la ea, dă-i buchetul cu flori și vei produce o mare bucurie. Dar nu-i arunca buchetul printre ușă, na, moftoroasă, că nu o să-i faci niciun fel de bucurie. Nu o să-i faci. Așa e și cu Duhul Sfânt, frați și surori. Înainte de a trece la acțiuni pozitive, iau pe unii, păi cum să te umple de Duhul Sfânt? Păi frate, rugăciuni, post, mers la biserică, foarte bine. Dar dacă tu l-ai întristat pe Duhul Sfânt, și ai coborât relația ta cu Duhul Sfânt la un nivel foarte jos. Umplerea cu Duhul Sfânt înseamnă refacerea relației. Și uite cum se coboară relația cu Duhul Sfânt. Prin ce acțiuni îl întristăm pe Duhul Sfânt? Care sunt lucrurile care le întristează pe Duhul Sfânt? Pavel ne spune aici, eu le citesc așa numai. Lăsați-vă de minciună, Efeseni 4:25. Mâniați-vă și nu păcătuiți, nu dați prilej diavolului, cine fura să nu mai fure, niciun cuvânt să nu stricați, să nu vă iasă din gură. Și mai departe, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate, să piară din mijlocul vostru. Vedeți prin ce se întristează Duhul Sfânt? Noi nu ne crăpăm, dar fă una din lucrurile astea care spune aici și o să vezi cum relația ta cu Duhul Sfânt coboară. Întristează soția și când vine o să vezi că nu te mai așteaptă cu mâncarea caldă și cu zâmbitul pe buze. Întristează-L pe Duhul Sfânt și o să vezi că nu mai simți acțiunea Lui benefică asupra ta, că Duhul Sfânt produce în tine acea bucurie, spune cuvântul Lui Dumnezeu, împărăția Lui Dumnezeu înseamnă neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. A trăi în împărăție înseamnă a trăi în neprihănire, a te bucura de pacea și de bucuria Duhului Sfânt. Dar dacă L-ai întristat pe Duhul Sfânt, dintr-o dată bucuria aceea dispare.
Și spui, nu știu, frate, dar nu mă mai bucur în ultima vreme la biserică, cred că e o problemă cu predicatorul sau cu păstorul. Și poate că problema este exact cu tine, că l-ai întristat pe Duhul Sfânt și nu mai produce bucurie în tine. Nu mai pot răbda, frate, cred că am îmbătrânit, nu mai pot răbda. Și poate problema că l-ai întristat pe Duhul Sfânt și nu mai produce îndelungă răbdare în tine. Și de aici trebuie văzut, dacă l-am întristat pe Duhul Sfânt, întâi rezolvăm problema cu Duhul Sfânt, cu păcatul respectiv. Cum o rezolvăm? Păcatul, întâi, Duhul Sfânt, că unii pun întrebare, frate, dar dacă am păcătuit, ce face Duhul Sfânt? Mă părăsește, pleacă? Mai sunt soții care, dacă continui mereu și mereu să o întristezi, spune, băi, omule, îmi iau traista și mă duc la mama, te las. Dar Duhul Sfânt nu face așa. După ce l-ai întristat pe Duhul Sfânt, dacă îți revii și vrei să refaci relația cu Duhul Sfânt, tot Duhul Sfânt este acela care vine la cugetul tău, îți luminează cugetul să-ți vezi păcatul așa cum îl vede Dumnezeu. Că păcatul tău față de Dumnezeu a stricat relația. Și tot Duhul Sfânt îți dă puterea să vii înaintea lui Dumnezeu cu lacrimi, să-ți plângi păcatul, să-l mărturisești și dacă e nevoie să-l mărturisești și oamenilor, să-i promiți Domnului că te pocăiești și în felul acesta ai rezolvat problema întristării Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt se bucură că ai reluat părtășia cu Dumnezeu, că ai dat la o parte păcatul. Într-o situație erau doi vecini la țară, trăiau foarte bine, n-aveau nici gard între ei. Și așa că la țară aveau grădini, aveau animale și într-o zi vaca unui vecin a intrat în grădina celuilalt și a făcut vraiște acolo, straturile și culturile și vecinul ăsta când vede, sare, fuga, se duce la celălalt, îl caută, îl strigă, măi vecine, măi, vină să vezi ce nenorocire mi-a făcut vaca ta în grădină la mine. Dar vecinul ăsta îi spune, măi omule, mă, dar de ce nu te-ai dus întâi să scoți vaca? De ce ai venit la mine? Că până mă duc eu să scot vaca, ea îți mai strică câteva straturi. Prima dată te duci să scoți vaca de acolo și pe urmă vine la mine să ne împăcăm. E așa și cu Duhul Sfânt, fraților. Scoate întâi păcatul afară și pe urmă du-te la rugăciune. Te ceri cu soția, nu te împaci, eu mă duc la rugăciune, stai tu cu copiii, treaba ta. Mă duc la rugăciune. Mă duc la rugăciune, ce crezi că te umple Duhul Sfânt când tu acasă bubui? Nu te umple, frate, vaca ai lăsat-o în grădină, îți strică totul. Până vii tu de la adunare, soția, o găsești și mai și de supărată pe tine. Și tu ești vinovatul. Soțiile sunt altfel construite decât noi. Cineva spunea că în timp ce bărbații sunt așa ca becurile acestea care sunt legate în paralel, adică dacă unul se arde, nu e nicio problemă, celelalte, dacă sunt 100 de becuri și unul se arde, 99 merg mai departe. Dar becurile, așa ca de ornamentele alea de la, care împodobesc iarna străzile noastre, alea sunt legate în serii. Dacă un bec se arde, toate 99 se sting. Bărbații sunt legați în paralel, soțiile în serii, din punct de vedere emoțional. La bărbat, dacă l-ai supărat într-un anumit domeniu, i-ai spart un bec. Dacă 99 încă vede foarte bine, n-are nicio problemă. La soție, dacă ai supărat într-un domeniu, i-ai spart un bec și s-o stins toate 99. Și-o rămas pe întuneric. Și când vii acasă, o găsești, uai, dar mie cum de mi-o trecut și ții nu? Vezi că eu sunt mai bun ca tine. Nu ești mai bun ca ea, numai că ești altfel construit. Tu ai stat cu 99 de becuri în lumină și ea a stat în întuneric toată ziua. Și de asta e așa, din nou rată. Aici e problema, fraților. De asta trebuie să luăm lucrurile de unde le-am stricat și să le refacem. Și așa stau treburile și cu Duhul Sfânt. Nu mă duc la umplere cu Duhul Sfânt în timp ce am lăsat acasă războiul neîncheiat sau nerezolvat, nelichidat. Ei, după ce am rezolvat problema cu păcatele, prin pocăință și mărturisire, după aceea trecem la acțiuni pozitive de umplere. Care sunt acțiunile prin care ne umplem? Vreau să citesc Fapte 4 cu 31, un verset pe care îl cunoașteți foarte bine. Țineți cont că în Fapte 2 cu 4, în ziua cinzecimii, se spune că ucenicii toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Aceiași ucenici îi găsim în Fapte 4 cu 31, adunați într-o altă locație
Și spune așa, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală. Deci observați că părtășia frățească și rugăciunea înflăcărată pot produce stări de umplere. Umplerile înseamnă acțiune, fraților. Când iai paharul și îl scufunzi în apă, asta e o acțiune. Când l-ai scos din apă, el e plin, de acum plinătatea lui e o stare. Dar acțiunea sau umplerea necesită acțiune. Și umplerea cu Duhul Sfânt necesită acțiune. Ai dat la o parte păcatul prin mărturisire și pocăință și de acum, prin niște acțiuni concrete, încerci din nou să repui relația cu Duhul Sfânt la nivel de funcționare. Păi dacă știi că trebuie să-i aduci un buchet de flori la soție ca să o mai îmbunezi un pic, păi asta, să cumperi un buchet de flori, să-i dai soție, e o acțiune. Păi tot așa de bine, și după ce l-ai întristat pe Duhul Sfânt și ți-ai cerut iertare, este nevoie de niște acțiuni care pe tine să te vindece din punct de vedere duhovnicesc, că tu ai coborât în perioada asta cât ai stat în păcat sau ai trăit în păcate. Și ai nevoie să te ridice din punct de duhovnicesc. Care sunt acțiunile care te ridică duhovnicește? Citirea Bibliei, rugăciunea, postul, părtășia frățească, studiul Bibliei, meditația, ba chiar misiunea. Du-te pe teren, ajută un bătrân, ajută un nenorocit și o să vezi ce bucurie îți aduce Duhul Sfânt. Și simți că ești plin de bucurie și de Duhul Sfânt, cum spune Biblia. Ucenicii erau plini de bucurie și de Duhul Sfânt. Când? În urma unor acțiuni. În urma unor acțiuni care au simțit că acțiunile acestea au fost după voia lui Dumnezeu, la inițiativa lui Dumnezeu, la călăuzirea Duhului Sfânt. Deci toate acțiunile acestea produc stări de umplere în noi. Și ar vrea să spun că aud pe mulți frați care se plâng cam așa, nu știu frate, dar așa mă simt de gol, așa mă simt de gol, oare ce să fac, oare cum să fac? De fraților, fiecare trebuie să facă ceea ce trebuie el să facă. Poate e nevoie să mărturisească și să părăsească un păcat, poate e nevoie să treacă la niște acțiuni prin care să se umple. Iertați-mă, dar nu poți să stai 3 ore cu monitorul în față, să privești imagini care nu trebuie privite și pe urmă să te umpli de Duhul Sfânt. Că a citit fratele din Galateni, ce seamănă omul aceea va secera, ce ne seamănă în firea pământească va secera putrezirea. Când te uiți la lucruri murdare pe ecran, ai semănat în Duhul sau în fire? Semănat în fire. Te aștepți să culegi plinătate? Nu! Rezultatul este putrezirea, adică golirea de Duhul Sfânt, moartea spirituală, dacă lucrurile nu sunt oprite și nu sunt mărturisite și părăsite. Deci observați, Biblia ne spune foarte clar că acțiunile acestea pozitive pot să producă din nou starea de umplere. Vreau să recapitulez în vederea încheierii și să propun o aplicație. A fi plin de Duhul Sfânt înseamnă a fi într-o relație cu Duhul Sfânt foarte bună, dusă la cota maximă, care să se concretizeze în călăuzire, părtășie, trăire prin Duhul. Dar starea aceasta nu se menține de la sine. Noi mai păcătuim și orice păcat strică relația noastră cu Duhul Sfânt, îl întristează pe Duhul Sfânt, și beneficiile prezenței sau umplerii Duhului Sfânt în viața noastră se pierd sau se diminuează, sunt mai mici. Ca să refacem părtășia noastră cu Duhul Sfânt și să o ducem din nou la cotă maximă de funcționare, începem prin a elimina păcatele prin care l-am întristat pe Duhul Sfânt. După ce le mărturisim și le părăsim, trebuie să căutăm care sunt acțiunile prin care eu, din punct de vedere duhovnicesc, mă pot apropia cel mai mult de Dumnezeu, mă pot umpli cel mai mult de El, de prezența Lui. Unii se umplă mai mult de prezența Domnului în timp ce citesc Biblia și se roagă. Alții care sunt oameni de acțiune, se umplă mai mult de prezența Domnului în timp ce slujesc acolo unde îi trimite Duhul Sfânt. Alții pot să se umple în timp ce dăruiesc cu bucurie
pentru lucrarea Domnului. Alții pot să se umple pur și simplu când se duc și stau de vorbă cu unul care a părăsit biserica, e căzut, îl încurajează, îl îmbărbătează și îl aduc și la adunare. Oricare ar fi aceste acțiuni de umpleri, acestea sunt foarte necesare pentru că ele aduc nivelul din nou la starea potrivită. Atâta vreme cât stai în această stare de plinătate, cât relația ta cu Duhul Sfânt funcționează bine, o să ai câteva avantaje extraordinare. Relația ta cu Duhul Sfânt face ca prezența lui Dumnezeu în viața ta să o simți într-un mod personal și cald. Nu că Dumnezeu e în cer și tu pe pământ, ci să simți că El, Emanuel, înseamnă Dumnezeu cu tine, Duhul Sfânt în tine, că ai părtășie cu El, că ai legătură cu El. Această părtășie cu Dumnezeu te va face să ai la nivelul trăirii caracterul lui Dumnezeu, roada Duhului, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, blândețe, credincioșie, înfrânarea poftilor, care cum ai nevoie de ea, Duhul Sfânt o produce în tine, pe moment, pentru că ești plin de Duhul și Duhul în tine produce această roadă. Părtășia ta cu Duhul Sfânt și umplerea ta de Duh Sfânt va produce multe alte rezultate. Vei avea o trăire nu plictisitoare, ci vei avea o trăire de aventuri duhovnicești cu Dumnezeu, stări palpitante, stări de trăiri. Vei simți că Dumnezeu există, că e viu și că se ocupă de tine prin experiențele pe care le vei trăi cu Dumnezeu. Și fiind plin de Duhul Sfânt, nu vei cădea prada atacurilor duhurilor răutății, ci Dumnezeu te va ține tare și îți vei duce mântuirea până la capăt. Amin.